Doamnelor și domnilor, începe Cronicuța și mergem la Teon, minunata emisiune, unde aflăm cu stupefacție cine a fost primul om pe lună. Deci după ce mai pot să zic că e cel mai valoros rapper din istoria omenirii și de la de când Louis Armstrong a pus piciorul pe lună? Sau ceva așa, că nu mai aduc aminte exact. Cine? Louis Armstrong? Măi, Teo, să ne scuzi, dar atunci Neil Armstrong ce-a făcut, un pas mare pentru trompetă, nu pentru omenire? Și după ce mai pot să zic că e cel mai valoros rapper din istoria omenirii și de la de când Louis Armstrong a pus piciorul pe lună? Până săptămâna viitoare să ne ghicești cine a cântat What a Wonderful World. Fără nicio legătură cu astronauții selenari, ajungem la TV Sport pentru că acolo a răsărit o lună plină care vorbește, oameni buni, vorbește! Sunt distribuit într-un film al lui Miracle Pictures, unde joc un rol de interlop și s-a ajuns la concluzia că aceasta ar întregi datele personajului. Nea Florine, îl joci pe Kojak, bre? Ai două diverse de treabă și deschide gura când vorbești că nu ești Marlon Brando. Da, nu a murit nici Remulus și Romulus, n-au murit din cauza asta, au murit de suliță și de bătaie. Nea Florine, nu e Remulus și Romulus, e viceversa, e Romulus și Remus. Nu pe bune, că așa-i striga lui Poica pe cei doi ștrengari când o trăgeau de țâțe. Da, nu a murit nici Remulus și Romulus, n-au murit din cauza asta, au murit de suliță și de bătaie. Rușinică, oameni buni, rușinică maximă pentru ceea ce a ajuns stadionul din România. Dacă pe vremuri semințele și tablele făceau legea, acum mințile bolnave și întărâtate strigă jocul echipelor. Galeria Dinamovistă, certată cu jandarmii, structurilor protectoare până nu demult ale Ministerului de Interne, și-a dat în petec la Constanța. În câteva minute, în urma escaladării violențelor, cocoașele câinilor roșii au făcut cunoștință cu bulanele forțelor de ordine, care fie vorba între noi, nici ele nu-s prea duse la biserică. Si dă-i, si luptă-ne cu sorule, si scoate-i dinții și bate la ei ca la fasole. Și sincer, nicio sancțiune cu puțină pârnaie n-ar strica, să vezi atunci ce or să se calmeze câinii și toți puternicii care își umflă bicep și pe stadion. Rușinică, rușinică, de multe ori rușinică! Din ciclul de întrebări retorice, ce mama Parlamentului mai fac ale și noștri, să-l ascultăm pe senatorul Tudor Marcu, ăla care trage cu arcul prieten cu Anton, băiatul cu țimentul. Aceștia nu vor mai putea trăi mult timp în această stare deplorabilă la care nu se gândeau cu niciun chip în timpul Revoluției din anul 1990. Ăștia nici nu știu, oameni buni, când a avut loc Revoluția Română din 1989. Îmbuibaților, în 90 au fost mineriade. Rămânem în Parlament, la socialdemocrați, care sunt oameni buni într-o ureche, la propriu. Aici domnul Victor Ponta, scuturându-și inteligența cu ajutorul ginga și urechiușe. Mai nou, de când alopecia a făcut așa furori în politică, tembeliziunile încurcă cheliile și astfel, în locul cheliosului domn Olteanu, proaspăt președinte peste derutați, apare spânul Bodu de la ANAF, zis și omul de tinichea fără TVA. Daniela Popa are mai multă experiență și ar fi mai competentă decât Bogdan Olteanu, spun reprezentanții Partidului Conservator. Și în fine ascultați chemarea și urarea colegilor pentru proaspătul domn președinte Olteanu. Vă rog să-mi permiteți ca să-l invit pe domnul președinte al Camerei Deputaților Bogdan Olteanu să ia loc pe acest scaun electric și să se adreseze dumneavoastră. Vă rog, domnule președinte. N-ar fi rău, domnule Bolcaș, să avem niște scaune electrice pentru pedepsirea chiulangiilor din Parlament. Vă rog să-mi permiteți ca să-l invit pe domnul președinte al Camerei Deputaților Bogdan Olteanu să ia loc pe acest scaun electric și să se adreseze dumneavoastră. Vă rog, domnule președinte. Sta. Ne întoarcem, frumoșilor, la subiectul discriminat de noi săptămâna trecută, unde luminăcioasa strălucirea, mumă sa Mercedes a plus taxul medalion, era în plină telenovelă cu clanul lui Steven Boștoacă. Între timp, lucrurile s-au aranjat, mâncați-și. Nu se poate o căsătorie, are 14 ani cu 22 de ani, noi nu ne acomodăm familiile lor, potrivire de necaracter, ei sunt într-un fel, noi în alt fel. Și în plus, vericule, ăia mai vinovați a fost necălaricioșii de ziariști, care în fața la jandarma roși a luat-o de la discriminați pe cocoaș. Dar nu trebuie să te faci așa ceva! Nu mai fi tu nu mai fi atât de obraznică! Poftim? Dar știu de așa ce au zis tu! Da! Ești prea tupe, ești tupreu, a plis tupreu! Deci nu mai tipați la mine și nu mai jurați și nu mai... Funcționează acum, te bate să fiu al meu
tine. Doamna Neamă te-a ajutat țigănul. Da, și ei în continuare, potorește-te. Hai, filmează. Filmează pe nevastă, mă, cum văd. Hai, filmează-mă și filmează. Băi, tu pe urmă. Băi! Și poliția ce făcea fără, era mișto și nu vorbea. Auzi, dar de ce nu se autosesizează Consiliul împotriva discriminării și la discriminările astea aduse legii? Adică pițipoanca Strălucirea a fost discriminată de vreo 2-3 ori de tânărul Stevens, care a venit cu banii pe feciorie, dar nu i-a arestat pentru viol și răpire, că ar fi discriminat, măi, e vără. Și nici mama Mercedesa, care are turnuri multe și palate, nici ea nu poate fi impozitată pe banii de la fraieri și de la vrăjitorii, că ar fi discriminare mare, vere. Dar pe mine m-a amenințat cu moarte. Amenință și pe mine m-a amenințat, nu e nimic, domnișoară. Amenințările țiganilor sunt multe și... Păi dar nu, de data asta chiar și le-au pus în practică. Nu este vorba despre o răpire, nu este vorba despre o dispariție, pur și simplu este vorba despre un obicei al etniei romilor. De ce credeți că nu e răpire? De ce nu credeți că copilul meu... Iată și aici mâncați niște imagini cu discriminați. Familiile celor doi urmăriți în cazul târcăriei asupra atletei Doina Melinte își arată admirația pentru organele de anchetă, care, fie vorba între noi, sunt de o competență crasă. Și ca să trecem la ceva mai vesel, iată pe Loredana în casa lui Napoleon, meseriașul percuționist cu care a colaborat la noul album Geam Parale. Restul șatrei e comică rasă rău vâr. Copilul cel mai mare, 18 ani. Da, da. Marius Răzbunătorul, nu? Da, da. Lângă tine Indochina, nu? Da, Indonezia. Indonezia. Surioara. Surioara mai mică, nu? E imediat după tine. Asta e cea mai mică, nu? Da, cea mai mică. Lovența. Care ce înseamnă Lovența în bani? De la bani. Bani. Adică vrei să aibă noroc la bani. Da, da. Aici, lângă Armando, care este... Mai multemul, nu? Născut. Câți ani are Armando? Așa și cine o ține în brațe pe Lovența este soția lui Marius. Da, da. Răzbunătorul. Șampania. Ia uzi, vei, asta este cu vei imperială cu bășiși de tăpișcă la limbă. Haules, bachtalo, ce mișto ai denumit Napoleoane! Să-ți trăiască ție imaginația asta! S-a întors, stimabil cărcotaș pe sticlă, la TVR de asta dată, domnul Prutianu, apărătorul nervos al limbii române. Dar priviți ce scrie pe ecran într-o romgleză neaușe, site-uri. Bravo, domnul Prutianu, dar să știți că se întâmplă și la case mai mari. De exemplu, la ProTV, nici nu știți dumneavoastră ce carababură este în regie. Băiatul a ajuns la spital unde va rămâne 10, câteva zile sub 9, supraveghere medicală. 8, totuși, gestul lui nu a convins-o pe fată. El spune că nici ruptul capului nu vrea să se împace cu el. 2. Taie. Aoleu, ăla nici măcar nu știe să numere corect, a sărit cifra 4. În schimb, încurcă butoanele la greu. Mizerii și minciuni. Președintele PNL București l-a sfătuit ieri pe femeile liberale să nu urmeze exemplul Jalucăi Turcan, Vioarei Mantale sau Elenei Udrea și să nu treacă prin patul nimănui pentru a promova. Ei, și ce să vezi, a intrat alt material. Tot așa, țineți-o, băieți, că uite, s-a molipsit și Esca. Ia uși ce spune. Timișul va rezista cu brio unui nou val de inundații pentru că lucrările au fost executate ca la carte, spune șeful statului. Ar vrea el, Tăricianu, să fie șeful statului, dar deocamdată eu nucă de cocos de cart în cabină la Cotroceni, domnule. Și dacă toți suntem la show-uri de televiziune în cumetrie, să vedem ce a mai făcut actuala soața bănicului Zâna Surprizelor. Prima oară s-a întâlnit în platou cu un cuc. Omule, nu-i bună vestirea? Greșesc eu? Andreea, e, dar în popor se mai spune și ziua cocului. Da, Andreea,
Auzi, eu înțeleg, da. cu, nu știu ce, dar de unde ai luat vechitura asta? Asta vechitura... Andreea, vorbește frumos, te rog frumos, ăsta e un cuc de oraș, un cuc cu cap tare, uite ce aici, uite și tu, ia uite, frumușelul, ha? Nene Lazaroave, bine că ai adus cucul, că de pupeze era prin platoul ăla. Trecem mai departe și ajungem la volei în decor. Și într-un moment de maximă emoție, spectatoarea era să cadă în bârnă ca mulți alți invitați la stupize. Într-un final, îndrăgostită lulea, Andreea nu se concentrează și ia uși ce îi spune unui campion medaliat. Este singurul român care s-a întors de la Torino cu medalie de aur și este campionat mondial la jocuri pe computer. Aflăm imediat despre ce e vorba. Andreea campion, nu campionat, că n-are mutră ăsta micul de campionat. Adică să fie fratele competiției și băiatul maraton. La ei Realitatea TV, estimabil cricotaș, și o legătură directă se lasă cu bâlbâieli. Înainte, cu o jumătate de oră, el a fost supus unor teste, unor analize, i s-au injectat... Ei, hai că asta a fost de încurajare. De acum înainte să ne furnizezi chifteluțe de-astea serioase, adică de calibru celor date de colegii tăi din studio. Mai ales că aseară nu știam exact cât de rană este gravat, cât de rană este gravat. Bravo! Asta e din ciclul Aici Românești Bucuria. Și tot la Realitatea, revedem emisiunea Capital TV, unde cacaia tehnica i-a trădat definitiv pe realizatori. Până atunci vom discuta o scurtă perioadă de timp cu domnul Sebastian Bodu. Bună ziua, domnul Bodu! Ne auziți? Nu-l avem încă pe domnul Bodu. Terminați-vă ideea cu majorarea TVA-ului. Am zis mai devreme că nu trebuie... Nu, dacă trebuie mărit. Nu, că nu trebuie mult... Revenim la domnul Bodu foarte scurt. Bună ziua, domnul Bodu, ce faceți? Domnul Bodu, ne auziți? Nu-l avem pe domnul Bodu. Puneți cu TVA. Măi băieți, o fi speriat Musiu Bodu că-l întrebați de TVA și iar se fâstăcea ca la Turcescu. Oameni buni, după sintagma, a nebunit lupul. Stați să vedeți că a nebunit și Badea. Partea pozitivă e că își dă seama. N-ar fi genial? Sunt cam accelerat în emisiunea asta sau ce? Sunt cam accelerat. Măi Mircea, noi ne bucurăm sincer că ți-ai pus singur diagnosticul. Dar să știi că ești furios rău de tot și or să te închidă ăștia la secția de zbuciumați, pe bune. Deci băi, umflatule, ca să mă înțelegi, băi, umflatule. Nu. Înainte să mai pronunți tu numele meu, bă, băiatule, eu zic să te mai gândești bine. Și când te mai dai tu mare așa pe cercul tău de lingăi și de penibil, care după aia duc vorba mai departe ca să aflu eu cum ești tu șmecher, ai grijă că ea s-ar putea să fie și înregistrați. Dacă l-au înregistrat pe băiatul ăla, ce te faci, bă, băiatule? Cât ești tu de umflat și cu mașina ta super nouă, luptându-te cu grupurile de interese? Bă, băiatule, ce te faci dacă l-am înregistrat pe ăla, bă, băiatule? Te întreb așa. N-ar fi genial? Sunt cam accelerat în emisiunea asta sau ce? Da, sunt un pic accelerat. Unul la mână. Și doi la mână, că el se laudă, zice, îl potolesc eu pe Badea, vorbesc cu Voiculescu imediat. Ia vorbește mă tu cu Voiculescu. Ia, vorbește cu Voiculescu, ia, vezi. Dă-i un telefon lui Voiculescu, ai telefon? Hă? Nici eu nu l-am, că n-am avut nevoie până acum. N-am. Și nici nu m-a sunat. Dacă vrei să fac rost, hai sună-l, să vedem cum mă potolești. Și pentru că băiatul ăsta e nesimțit, că nu e că e gras ca porcul, nu e o problemă, dar e nesimțit. Și m-a enervat foarte tare, adică să mă amenințe pe mine. Nene, n-ai ce să-mi iei, n-ai ce să-mi faci. Poate n-ai înțeles, m-am bătut cu unul dintre cei mai șmecheri mafiosi din România și uite-mă, the live and kicking, ia uite, în direct la televizor. Greu! N-ar fi genial? Sunt cam accelerat în emisiunea asta sau ce? Da, sunt un pic accelerat. Calmo, calmo, paciento! Oameni buni, sărmanul Mircea trăiește România și asta i-a afectat mințile. Ah, bun, să ne revenim. Cum se calma oia, am văzut? În...